Stimați invitați, conformitate cu dispoziția articolului 40 aliniat 3 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 98 din 18 septembrie 2015, ședință de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență, reformă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând deocamdată domnul consilier Strat. Da. Fie prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Făcându-mi considerații de regulament,
fiecare dată când am prezentat un proiect de hotărâre care privește rectificarea bugetului consiliului local, am pornit de la ideea că este un demers legal prevăzut de legea finanțelor publice locale, legea 27.3.26. Condiția principală prevăzută de lege este să se păstreze echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli. Ați luat cunoștință de la mapa pregătitoare, este vorba de o rectificare pozitivă. Asta, până de aia, este un lucru bun. Din două puncte de vedere. Înseamnă că veniturile cresc și, fără îndoială, această rectificare va avea o finalitate, atât în perimetrul legii, cât mai ales în beneficiul comunei. Am precizat unde să meargă bani. Nu este semnificativă, putem considera ca atare veniturile bugetului măsului local. Ați văzut de unde vin banii. O parte, 27.000 RON, deci 3.000 RON, vin de la bugetul de stat prin directele de finanțe publice Bacău. Ei au fost destinați pentru a fi utilizați la fel de comunicare la drumuri, mai simplu, pentru înțelesul tuturor. La drumuri putem folosi tot în conformitate cu legea finanțelor, cu legea de construcție a bugetelor, pentru secțiunea de funcționare sau pentru secțiunea de dezvoltare. Dat fiind prioritizarea cheltuielilor și dorința de administrație de a îmbunătăți infrastructura locală, eu propun ca această sumă să fie dusă la investiții, deci pe secțiunea de dezvoltare. Am prezentat că avem programul de modernizare a locale, bani care pot veni și este cazul și în această situație, cei de la Ministerul Dezvoltării. Programul de modernizare a domnului local este promovat de Ministerul Dezvoltării și există și o parte de cofinanțare mai redusă. De data aceasta am primit în urma semnării unui contract de finanțare a calendarului 2015 cu o sumă de la Ministerul Dezvoltării de vreo de 161.200 lei de la Ministerul Dezvoltării. Împreună înseamnă o sumă de 198.200 lei care vor merge la programul de investiții, respectiv la modernizarea drumurilor locale. Pentru respectul legii și abuzantului, dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol propun să se acorde rectificarea bugetului local pentru anul 2015 cu suma de 198.200 lei la secțiunea de voltare. Atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli conform situației anexe se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea, care este și ultimul, are următorul conținut. Primarul comunei și contabilul primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Aș mai face în completarea celor spuse poate o referință cu privire la situația generală a bugetului Consiliului Local. Am spus că este vorba de o rectificare pozitivă. Normal, valoarea bugetului crește prin această rectificare.
Am ajuns la 3.553.070 lei. Este poate valoarea maximă atinsă în această rectificare de bugetul comune. Există la dosarul acestui proiect de hotărâre documentația pe care ați cunoscut-o în ședința pe comisii și probabil care va facilita deliberarea și va conduce la un verdict. Deocamdată, dacă va fi nevoie pentru clarificare, pentru informații suplimentare cu cea mai mare plăcere, dosarul se arunca la comisia numărul 1, după ce știu. Noi, Comisia Economică, în ședință pe comisii de ieri, am studiat materialul și am ajuns la o concluzie. Deci, am avizat favorabil acest proiect, datorită faptului că era necesar. Am ales rectificare pozitivă și mergem acolo unde trebuie, de la drumul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Rugăm să luați cheia la cuvânt de partea acestui. Nu există înscriere. Vă mulțumesc. Voi să pune la vot acest proiect. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da. Dacă nu mai ești din el, nu. De domnule consiliere, eu aș mai continua cu ideile. Da, domnule. În partea practică a lucrurilor, sunt mai bine de internul, nu neapărat de care nu suntem, nu suntem decât persoane publice. Nu lucrăm în branșă, nu suntem concurenți direct. Hollywood, cinema, deocamdată, e spus într-o perspectivă a serialului pentru care ne caracterizează pe toți cei administrația publică, deci nu partea practică. Deși mi-a spus pe dreptul cuvânt că pot face servicii și de promovare a comunității locale, în ultimă instanță a administrației locale. Dar vă rog astăzi nu să registreze, nu să fie în medie. Astăzi luăm partea practică la o urmă. Promovare cu privire la pregătirea spațiilor școlare de pe raza Oate Bogdănești pentru anul școlar 2015-2016. Voi da cuvântul doamnei directoare pentru a prezenta acest lucru. Conducerea școlii financiară comună și prezentat cu doamna directoră, cu sprijinul autorităților locale, au depus eforturi susținute în această vară pentru începerea anului școlar 2015-2016 într-un mai bune condiții. Vă informez, comunitatea noastră se află la data de 14 ianuarie 2015 în următorul stadiu de pregătire privind realizarea condițiilor igienico-sanitare necesare deschiderii noului an școlar. Lucrările de curățenie și igienizare s-au realizat 100% pentru personal didactic. A fost efectuată deratizarea sediilor de clasă, atât în corpul școlar, cât și răsplătirilor. Au fost efectuate reparații la corpul A, izolație termică, au fost schimbate ferestrele de lemn, ferestrele de WC, reparație hol, au fost înlocuite ușile interioare cu arcade, două parter, două etajul întâi, a fost pusă gresie pe holul de la intrarea profesorilor, a fost finalizată lucrarea de la bibliotecă, corpul C, școala veche. A fost efectuată acțiunea de curățenie și la alta instituției. Au fost igienizate corpurile sanitare, atât în corpul de clădire al școlii, cât și grădință. Anul școlar 2014-2015, școala gimnazială Bogdănești a fost verificată, a primit două verificări din partea inspectorilor de la Direcția de Sănătate Publică, prin care s-a verificat starea igienico-sanitară a clădirilor în care se desfășoară procesul de învățământ, verificarea apei potabile pentru igiena individuală a copiilor, starea igienico-sanitară a grupurilor sanitare și normarea lor în funcție de numărul copiilor care frecventează școala, modul de gestionare a deșeurilor, menajere, colectare, evacuare, starea igienico-sanitară a sălilor de clasă, mobilier, încălzire, iluminat,
controlul periodic, inclusiv cadrele didactice, cât și personalul de îngrijire. Tot în această perioadă au fost aduse o parte din notele necesare sezonului friguros. În privința aprovizionării cu manuale școlare necesare pentru acest an școlar, aceasta s-a realizat pe baza promisiunii trimise către depozitul de manuale beneficii mai de în exclusivitate de manuale noi pentru clasele 1 și clasa 2. A fost obținut autorizația de funcționare pentru toate spațiile, pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv educativ în anul școlar 2015-2016. Implicarea școlii, informarea părinților și a elevilor cu privire la programele de pregătire suplimentară, privind evaluarea națională la clasele a 2-a, 6-a și evaluarea națională la clasa 8-a, asigurarea securității tuturor celor implicați în evaluarea școlară în timpul desfășurării programului, existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației, înregistrarea și prelucrarea datelor, evaluarea rezultatelor activităților extracurriculare, optimizarea accesului la resursele educaționale, constituirea bazei de date a unității de învățământ, asigurarea accesului la oferte educaționale a școlii, existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității, existența planului de dezvoltare pe termen mediu, 3-4 ani, pentru organizația furnizoare de educație, cu forma, structura și conținutul stabilit prin reglementările legale în vigoare, fundamentarea PDI pe date actualizate, obținute prin analiza contextului demografic, socio-economic și cultural, localizarea spațiilor școlare prin semnalizare, funcționarea bibliotecii școlare ca centru de documentare. Am păstrat cu cel mai important, demarat și în anii școlari anterior, autobuzul școlar pentru elevii ce se deplasează pe ruta Filipești-Bolgărești, tur-retur. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc și eu, fiind o informare cum vă pune la tot, dar vom face scrie la cuvânt. Cine dorește să... Da, domnul. Da. Vreau, în primul rând, să felicit pe doamna directoare, care, prin servuința dumneavoastră, ceilalți și celelalte doamne care au ajutat și au fost acolo aproape de dumneavoastră. Eu adus școala în stadion, să bineînțeles, cu ajutorul primăria Consiliul Local, dar toți la un loc au făcut ca să fie mândri, chiar foarte mândri, de școala cum arată, gândindu ne la alte localități unde îți vai de capul lor, dar noi arată super. Și vreau să o laud chiar în ședință publică, bravo ei pentru ce au făcut la această școală. Mulțumesc. Am spus, cu ajutorul care l-ați primit. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnul Tăciu. Doamna Cătărea? Da. După cum se știe, luna septembrie este un prilej de analiză asupra modului în care se prezintă spațiile școlare, atât în cadrul școlii, cât și în cadrul grădiniței Bogănești, pentru primirea elevilor la începutul unui nou an școlar. Nu este o noutate, nici faptul că la școala Bogdănești, an de an, copiii sunt primiți în cele mai bune condiții. Fiecare an se fac lucrări care să ne apropie tot mai mult de cele mai înalte standarde. Pentru că, dacă la nivelul țării știm că există peste 2000 de unități școlare care nu au autorizație de funcționare, dar nu s-a întâmplat niciodată până acum ca să nu primim această autorizație cerico-sanitară. Și în anul acesta, după cum a arătat și doamna directoare, s-au realizat lucrări de reparații, de igienizare, s-au făcut izolații exterioare la, la partea din spate a școlii. Alte lucruri, clasele s-au pavoazat de asemenea foarte frumos, fiecare învățător și diriginte s-a preocupat să primească elevii în cele mai bune și cele mai primitoare condiții. Singurul minus pe care îl avem și știm cu toată lumea este faptul că natalitatea este continuă scădere și este un fenomen general la nivelul țării, nu numai la noi, pe care nu știm cum o să îl depășim. Deci mă alătur și eu celorlalți care urează un an nou școlar cu multe realizări, atât cartelor didactice, cât și ele vor în acest an școlar. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Cătălina. Doamna Delia. Da, așa cum afirmați și colegii,
Vreau să o laud pe doamna director, să o felicit pentru activitatea pe care a depus-o la școala Bogdănești. Toată vara, iar să nu baricade și a vrut să facă ceva nou, ceva mai deosebit în școală și, într-adevăr, se cunoaște atât în exterior cât și în interior, cu puține școli. De ce să nu recunoaștem? Chiar și în oraș sunt câteva școli care arată la nivelul de școlii Bogdănești. Asta prin activitatea depusă de dânsa, activitatea depusă de domnul primar, fiind cadru didactic, are o sensibilitate pentru școală și, da, și alături de Consiliul Local, care au contribuit alături de doamna director. Ce să vă spun, nu numai școala arată bine, nu numai sălile de clasă sunt favorizate, dar și cadre didactice din Bogdănești sunt cadre calificate, cu grade, care dau rezultate foarte bune, practic, la copii. Și doresc în continuare școala Bogdănești să fie o școală frumoasă, cu cadre didactice bune, cu, să fie bune pentru comuna Bogdănești. Vă mulțumim, doamna Maria. Domnul Coștaș. Vă mulțumesc, domnul Coștaș. Doamnelor și domnilor, sunt cu totul de acord cu patru vorbitori. Ne-au luat din idei, din aprecieri. Vreau să vă spun că chiar sunt mândru de școală de la Bogdănești. O școală încărcată și cu ani de activitate, dar și cu dotări. Un spațiu modern, bine echipat pentru activitatea de învățământ. Spun asta prin prisma faptului că sunt beneficiar direct, având un elev la școala Bogdănești. Cunosc ceea ce se desfășoară acolo mai de aproape. Nu pot decât să urez succes în activitatea doamnei directoare și colectivul de cadre didactice pe care îl supraveghează în urmă și cu care se sprijină în activitate. Consiliul Local, la fel, urez sănătate și o atenție cât mai mare pentru școală, să avem grijă să le oferim ceea ce depinde de noi, să nu se pună problemă vreodată că din cauza Consiliului s-au aprobat anumite flopări sau s-au blocat ceva. Domnule primar, având în vedere că șeful e cadrul didactic, domnule primar, și-a manifestat întotdeauna atenția față de școală, și de acum încolo, cred că nu o să... Consiliul Local a fost devenit la aprobată. Da. Da, încă o dată, adică vă urez multe sănătate și succes în activitate. Vreau să mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnul Pușcaș, și domnul primar. Da. Felicit doamna directoare, felicit domnul primar. Le urez putere de muncă și sănătate multe. Vă mulțumesc. Mă scriu la cuvânt, sunt în opoziție și nu trebuie să tac. Am înțeles, este bine, într-adevăr, cu pregătirea. Aș pune o întrebare. Dacă v-ați aminte, anul trecut, se punea problema migrației copiilor de la noi către oraș, având în vedere că suntem aproape de oraș și foarte mulți părinți duc copiii la oraș pentru condiții mai bune, pentru... Totuși nu avem condiții bune. Aș pune întrebarea, anul ăsta cum stăm cu... Au plecat, m-au mai plecat? Suntem în creștere sau în scădere? Natalitatea, cum spuneam și normal, deci anul demografic e în scădere. În schimb, au plecat și anul acesta, nu au plecat către oraș, au plecat în Anglia, pentru că s-a făcut așa o rece sănătoare. Și am înțeles că am 200, nu știu dacă de persoane sau de familie, s-au deplasat către Anglia. Și firesc, în momentul în care a plecat familia, au plecat tot cu copii. Cu mici părinți, cu oraș. Au venit la școala Ștefan cel Mare, au venit și la grădiniță. Și au trecut și anul acesta. Da, au venit și la grădiniță. În schimb, au plecat în Anglia, în familia. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt înscrie la cuvânt, vă trece la punctul 3 al 8. Eu am văzut. Da. Am luat prima. Vă mulțumesc. Că se știu a cântat
mai ales din perspectiva care din dată, ați manifestat de rea îngăduit la câte timp ați... Una, nimic. Da, v-ați acuzat, doamna dată, am ajutat prea mult. Fără îndoială că ar trebui să pornim de la examena acceptată în sistemul național, în rezultate, unde învățământul, educația sunt definite ca domeniul prioritare, alături de alte domenii prioritare. Dar noi cam toate au devenit prioritare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi, fiind administratorii comunicății, ne interesează și cred că e bine să cantonăm discuția pe partea administrativă. Nu-i treaba noastră în ceea ce privește calitatea procesului educativ, calitatea educației. Asta nu înseamnă că ne este indiferent dacă pornim de la una din atribuțiile, mă rog, chiar dacă se regăsește într-o formulare generală ale Consiliului Local, pentru că el poate hotărâ în toate problemele comunității. Este preceptul autonomiei, care ține de principiul autonomiei locale. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că mersul educației, mersul învățământului românesc se subsumează sistemului național. Cu alte cuvinte, într-o manieră mai simplită, cum merge în ghilimele învățământul din țară, sunt determinante pe care noi le recepționăm la nivelul unităților școlare din Bogdănești, vrând dacă ține de strategia națională, așa cum menționare, care trebuie să conducă la niște finalități. Până îndoială că putem avea și avem obiective strategice limitate la instituțiile școlare de pe teritoriul comune. Și dacă am reușit unele lucruri care au fost menționate și sunt menționate la toate momentele similare la acestui doamnului școlare, asta se datorează efortului concentrat și existenței unor obiective strategice la nivel local. Și anume, să avem condiții administrative care să nu ofere niște cauze reale pentru migrația școlară. De anume, în migrație este un fenomen istoric. Sigur, depinde de perspectivă. Avem migrație europeană care ne amintește de epoca migrată. Imigrația sirienilor. Și plângem noi când împleacă niște copii. Să nu veni firești. Orașul atrage diaspora românească mare și copii care normal să trăiască alături de părinți. Cunoaștem situația de reciprocitate ce se întâmplă cu părinții în vestul Europei și copiii care au rămas la mii kilometri în grija celor din localitate. Am făcut niște lucruri necesare pe partea de funcționare a școlii. Lucruri care sunt vizionabile de comunitatea părinților. Este o idee și pentru mass media prezentă. Școala Institutului de Cultură ale Comunii merită a fi prezentată. Ca și alte realizări pe care am încercat să le avem împreună partea de instituții și de creativul Comunei. Este o propunere pentru o reflecție de colaborare. Sigur, administrația școlii și, în primul rând, la directorul școlii, doamna profesoară Grigore, care este și consilieră locală. Pe tradiție, știm cu toții, și în perioada intermedică, de la începutul
administrația la acest cadru pe exact și așa mai departe. Pe partea de modernitate, pe situația actuală, lucrurile sunt destul de complicate în pofida legii educate care prevedea ce lucru trebuia să se întâmple până la momentul de față. Separarea punctei administrative de punctea educativă, pentru că este foarte greu de ca ele să fie liderate de o singură persoană în condițiile proliferării birocrației din sistem, a birocrației de evaluare, în primul rând. Mai mult cu discuții la un moment dat, în alte ocazii, cu cei care ar putea lua decizii la nivel național, nu s-a întâmplat nimic care să descopere de această situație pe directorul școlilor. Nu știu că o să mai poată duce și ei, poate cineva să manicare, poate că o mascare ar trebui să se audă la nivel de decizie guvernamentală, pentru că ceea ce mai au de, dacă vor să mai au de teritoriu. Lucrurile sunt în desfășurare. O școală trebuie administrată zile de lucruri pe care le descoperi, trebuie să le remediezi, trebuie să le continui. Știți că am aprobat fondul și pentru sistemul de securitate mai bună a siguranței copiilor, a personalului, dar investiția pentru monitorizare video, aprovizionarea cu lemne pentru iarnă este în desfășurare. Programul Lapte și Corn nu înțeles și nu ține de noi, dar am înțeles că se desfășoară. Nu aveți probleme. Știu că echipa didactică este conformă, cadre calificate, nu sunt probleme. Aș mai vrea de menționat cu asta în fiei tot pe ideea editată mai înainte de instituția școlară din București merită promovată ca și biblioteca și lucruri de interes pentru tine, comunitate, poate pentru alții. Faptul că se împlinesc și la noi, 110 ani de la prima mențiune documentară a școlii din Bogdănești, cu care și provoarea Oituzului, ei au anticipat un pic în primăvară, au avut această festivitate. Asta în ideea că împreună de efortul va fi aruncat în obligat, o închidere că am putea prezenta ceva de interes ca omagiu pentru cei care au fost trăitori înainte de generația noastră și pentru conștientizarea comunității din Bogdănești, mă gândesc la statorii, la răspăpiciului, nu numai. Putem discuta o eventuală scor colaborare. În rest, până în deoarece, pentru doamna consilier Cotăneanu,
comisioană, am putea spune, nu există divergent sau mai rău. Malantandiu, cum se spune, așteptări urâte din partea opoziției, nu de pe la anunțare, când e vorba de instituția școlară. De împotrivă, totdeauna am apreciat faptul că nu au fost poții dispute de idei sau privind soluțiile, dar niciodată nu s-au pus absolut nimeni din rândul consilierului unei inițiative care s-a dovedit a fi necesară. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule primar. Să trecem la votul 3. Proiect de hotărâre privind la modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru avarea de specialitate al primarului, cum îi contăm. Puteți să-mi fac să urmă, iar domnul primar. Pe la cuvântul domnului primar. Da. Am mai votat proiectul hotărâre modificare la modificare, dar este necesar până de la începutul ședinței de astăzi, chiar dacă nu este ordine de fie încărcată, absolut fiecare punct este justificat și are menirea de autoreglare a partea de personale sau o secțiune de dezvoltare în conformitate cu preocupările noastre. Am pornit de la ideea definirii, sună așa cam deosebit, nu lucrăm cu asemenea sintagme, poate fiecare din fiecare momentan de organigramă și statul de funcție. Am considerat că pe un model virtual, o structură virtuală, matematică, statistică, cum dorit, care se întâlnește toate administrațiile locale, mai simplu spus, și nu numai. Și entitățile private au organigramă stat de funcție. La urmă, nu ia toate elementele elementare, de ceea ce se numește organizare. Trebuie să știm care ne sunt resursele umane împărbărinte, organizarea lor în așa fel încât se conducă la finalitățile deosebite. Și aș mai menționa o perspectivă a lucrurilor, specific, cel puțin pentru administrația din Bogdănești, să ne întindem cât ne permite resursele, făcând o parafrază la expresia sectorului economic, că nu este diferite la urmă. Am explicat în expunerea de motive, caută imediat, motivația imediată a modificării organigramei, care pleacă la convenția de colaborare pe care administrația locală o are cu UNICEF-ul. Mai ales că finanțarea programului de incluziune socială prin oferirea de servicii medicale și de asistență socială perecătoare pe finanțarea lor. Și atunci, existând această oportunitate de finanțare, un fel extra-bugetar, mai trec prin bugetul local, dar nu vin din veniturile noastre. Să încercăm să ameliorăm zona de servicii medicale, incluziune socială, de asistență socială, unde sunt multe de rezolvat în toată țara. Ceea ce depinde de noi, trebuie să încercăm aici. Puneam că am avut un precedent, tot anul acesta, când am modificat tot printr-o hotărâre organigramă și statul de funcție, am aprobat un pod de asistent medical comunitar. În urma celorlalte secvențe care au urmat în derulării programului, s-a constatat că mai există o disponibilitate pentru un asistent social. Deja programul a demarat pe partea de diagnoză, persoanele care au fost identificate de noi împreună cu reprezentanții unei de rezolvator, au inventariat problemele respective.
scot hotărâre. Acum urmează să înceapă treaba cu acolo privind asistența medicală și servicii sociale. Și va trebui să adaptăm organigrama, deci să modificăm la aceste oportunități. Pentru că, din punct de vedere juridic, trebuie să avem o legătură cu aceste persoane. Deci trebuie să-și aibă legătura juridică cu ceea ce se numește administrația locală. Practic, nu ne mai rămâne decât să mai aprobăm un post de asistent social comunitar. Urmează procedura legală. Repet și aici, ca să înțeleagă bine, niciodată nu am intenționat, m-am ferit să amanetez în ghilimele viitorul administrația locală, pe aia din punct de vedere financiar. Pe urmă se poate fi complicate răspundere, inclusiv de natură financiară, inclusiv de natură penală și așa mai departe. Deci, eu am explicat și în expunerea de motive și în alte discuții și repet și aici pentru a fi inclusiv de legănări. Aceste angajări pentru ambele posturi vor fi regim de contract pe durată determinată, atâta timp cât se va derula și convenția de colaborare cu Unicef. Iar am spus că pot asigura bani pentru plata celor doi angajari. Deci, din 2015 până în 2017. La momentul 2017 se va reevalua situația și se va lua o decizie. Eu cred că se va lua decizia cea mai bună și în funcție de posibilitățile financiare ale comunei. Deocamdată, în schimb, trebuie să procedăm la această deliberare și să fie adoptată o hotărâre. Am să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol propun modificarea organigramei și statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Muntenești de Tăbăcău, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Răcăuțeanu Domnirea Consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Muntenești, doamna Toma Viorica, referent de resurse umane, vorbește la îndeplinirea hotărârii. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Oțelul Vasilii, secretarul Comunei Primarului Comunei Muntenești, compartimentul financiar contabilitate. Doamne Toma Viorica, referent de resurse umane și instituție prefectului Bacău. Acum, vedeți că în cele trei articole apar două persoane pe care le cunoaște din cadrul administrației locale. Doamna Răcăuțeanu, contabilul primăriei și doamna Toma Viorica, responsabilă cu resurse umane. Nu este întâmplătoare amintirea lor în proiectul de hotărâre, pentru că a trebuit ca acest proiect să fie și în acord cu legislația sectorială, legislația financiară, în primul rând. Trebuia să avem plafon, am amintit și am mai avut de asemenea plafon de salariu. Ca altfel nu e în ordine. Există o referată al compartimentului de specialitate subsemnată la domnul contabil la dosar, care se confirmă că avem într-adevăr plafon pentru salarii. Și un referat privind oportunitatea din partea compartimentului de resurse umane. Eu consider că se întâlnesc condițiile pentru părădeală, pentru inițierea și pentru adoptarea, pentru aprobarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc!
Președintele Comisiei este certificat, vă rog. Domnule primar, doamnă și domnule consilieri, noi Comisia Politică, în ședința de ieri, am studiat proiectul de hotărâre și a fost aprobat în majoritate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule consilier. Vă scrie la raport, dar mulțumesc. Da. Da, vă rog. Aș adăuga continuare ce am spus de domnul primar, faptul că și la școala gimnazială Buntănești se poate înființa un post de consilier școlar în colaborare cu școala Urechești. Consilierul școlar, există doar în școlile cu un număr mare de peste 800. Tot în cadrul acestui proiect din CEF, Sejevaco prin inspectorul Amalia Diaconu, fac demersuri la UNICEF și mai departe, să păstreze acest post de consilier școlar în școala gimnazială Bogănești cu Urechești, adică persoana respectivă să aibă program atât la noi la școală, cât și în cadrul școlii Urechești. Pentru perioada cât se demarează proiectul UNICEF 2017. Doamna ne-a promis că o să facă demersul mai departe la UNICEF să ne sprijine ca să realizeze persoane în cauză cu contract pe o perioadă nedeterminată. Că ținând cont că școala chiar are nevoie de un consilier școlar și să nu mai existe un număr de 800, adică să fie un plafon de 800 de lei, se coboară undeva la 400 de lei. Da, și unul cu bușină. Da. Mulțumesc. Da, vă rog. Aș pune o întrebare și eu am fost întrebat la rândul meu de câțiva cetățeni din comună cu privire la aceste două persoane. Am înțeles că vor fi plătite de UNICEF. Vreau să întreb domnul primar sau cine poate măsură să mă documentez ca să știu ce să spun la asistentul medical și asistent social în cauză. Colaborează cu spețele medicului familiei și, sau se subordonează? Nu înțeleg. Deci, nu are treabă. Și ei acționează independent, nu înțeleg. La ce instituții asistentul la dispensar, la ce instituții asistentul social. Adică, n-am fost să răspund. Sau asistentul social. O ajută pe doamna la primărie sau ea acționează independent? Nu înțeleg. Au fișa postului separat? Au fișa postului separat? Au atribuții separate. Există colaborare cu medicul familie? Există colaborare. Necesară. Din toate cazurile sociale, copiii aflați în dificultate, ele deja au făcut o legere de dată până au contract până la 30 de luni. Și au realizat și niște chestionare, au identificat nevoile la noi, familiilor și nu au făcut mai multe. În realitate, se numește diagnoză de comună. Ce-am fișat separat de cea, mi-a dat colega de la nu știu ce trebuie de la doctor, dar nu are nevoie să existe. Eu nu am mai pierdut, dar mai e dificultate în momentul când am adoptat convenția bunită. Pe bună dreptate, eu în primul rând și fiecare dintre consilieri au dorit să înțeleagă ce înseamnă această convenție, ce presupune care vor fi atunci și așa mai departe. Bine, juridic nu există relații de subordonare, dar, fără îndeală, asta este spiritul înțelegerii și aplicării convenției de colaborare. Doamna Lidia, care este asistent dispensară, stă și domnului ei. Iar școala de asistență, dar mulțumită atât. Știu că ei există de la colaborare. Raportările la Direcția Sănătate Publică și la instituția prefectului, iar cea social, la Direcția Sănătate Publică. Și este școlaritate pe acționarea de activitate, asistent medical. Cealaltă parte știu că nu e școlaritate pe asistent medical, exact ce am zis un coleg, dar și nu chiar vă corectat. Dar dacă scot școlaritate de UNICEF, program special. Le unește într-un lucru comun. Nu este asistent medical, sau la asistent social, într-o perspectivă care trebuie să rămână tot pe un soi comun, pe un organ comun. Omul are și trup de dar. Trup de afacare și suflet. Trup de afacare și suflet. Trup de afacare și suflet. Și eu chiar am rămas impresionat. Nu prea de bine
celelalte la modul de grabie. Atâta am zis, eu care sunt obligat să văd întregul, întreaga gestiune și a resurselor financiare, poate sunt mai preocupat, sper că nu exagerez de aspectul financiar. Am spus că asta ar fi soluția deocamdată, ca să avem bani și pentru secționare de cultură și pentru celelalte instituții pe care le gospodărim. Deocamdată încheiem contractul pe dată determinată, atâta cât va exista finanțarea din partea unitară. La momentul 2017, trei valori în situația, cine știe și ele cât își vor dori să rămână în sistem. Eu sper să rămână, că este important să ai continuitate în abordarea de sanitate. Atât, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, dacă mai sunt o scrie la curs. Dacă nu, voi supuneți pe votare. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Nu. Și eu vă mulțumesc. Trece la punctul 4. Dacă sunt solicitări din partea adresa de Consiliul Local. Da, este o adresă din partea Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, registrată numărul 3254 din 4 septembrie 2015 și adresată Consiliului Local. Având în vedere începerea anului școlar 2015-2016 și conformitate cu prevederea articolului 4.3.2007, modificată prin legea 29/2010, de interim necesitatea asigurării unui climat de siguranță elevilor și unităților de învățământ prin realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor, creându-se în acest fel previziile desfășurării în condiții optime a procesului de învățământ instituției dumneavoastră, revenindu-i obligația alocării resurselor financiare. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și unitățile teritoriale vă vor acorda în continuare sprijin de specialitate în vederea îmbunătățirii climatului de siguranță, unitățile de învățământ și imediata vecinătate a acestora. Cu stimă, șeful Inspectoratului și chestiul de Poliție, Urmișan Vasile. Vă mulțumesc, domnul secretar. La punctul diverse, voi da cuvântul domnului Eugen Umbuleanu, care spune câteva cuvinte din partea delegării interne. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilier, domnule primar. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru încrederea și acordată, prin faptul că mi-ați aprobat acreditarea de presă aici, în comuna Bogdănești. Mă simt foarte bine în familia comunității dumneavoastră. Poate este una din ședințele de Consiliu cea mai liniștită din județul Bacău și mă bucur de acest lucru. Desigur, vreau să vă dau câteva elemente ca să lămuresc anumite aspecte pentru a ști, de fapt, care este scopul vizitei noastre aici la dumneavoastră și scopul viitoarelor vizite la dumneavoastră în comună. În timp ce mi-am desfășurat activitatea la televiziunea Favorit, am urmat cursurile RISE Project, cursuri de presă profesioniste, am încheiat 4 contracte cu 4 agenții de presă și am mai venit acasă un pic la Onești. Am deschis televiziunea Exclusiv TV, care face parte din rețeaua națională Exclusiv TV România, și la propunerea partenerilor noștri am ales 15 comune din județul Bacău, în special comunele din zona limitrofă municipiului Onești, pentru promovare. Deci rugămintea partenerilor noștri a fost ca noi, televiziunea Exclusiv TV, să nu dezechilibrăm factorul politic în comunele care vom veni și de aceea și de asemenea să acordăm încredere instituțiilor primăriei, primarului și a Consiliului Local. Desigur, suntem deschiși și chiar vă rugăm pentru cei care sunt în opoziție să nu vă fie teamă de camera de luat vedere. Dacă aveți puncte de vedere, aveți mai multe întrebări, ne lămuriți la proiectele pe care le propuneți, să aveți curajul, pentru că rolul nostru nu este de a tempera și de a duce doar într-o parte balanța, ci farmecul exercițiului democratic este tocmai dezbaterea publică. Conform legii 544, așa cum a precizat și domnul primar, este o lege mai puțin aplicată de colegii mei din presa din zonă. Sunt singurul reporter acreditat
în județul Bacău, cel care am solicitat, conform acestei legi, acreditări de presă, deci noi nu mergem nicăieri în undeva, într-o comună, să batem ușa de perete, nu, întâi ne prezentăm, chiar dacă ne cunoaștem, cu mulți dintre dumneavoastră, le prezentăm proiectul nostru și trecem la treabă. Desigur, o să fiu foarte scurt, scopul nostru nu este doar de a afirma ședințele de Consiliu Local. Aceste ședințe fac parte din, tocmai din acest principiu al transparenței, pentru că locuitorii din comuna dumneavoastră să ai o posibilitate să vadă că în Consiliul Local nu se întâmplă niște fenomene paranormale, ci sunt lucruri firești, să vadă și ei cum se cheltuiește banul public, cum este condusă comuna. Fiecare dintre dumneavoastră aveți ocazia în aceste ședințe de Consiliul Local să vă puneți în valoare proiectele și opiniile dumneavoastră. Noi, la rugămintea de asemenea partenerilor noștri de presă, sub patru mari agenții de presă, dintre care citesc Sport News, DC News, Realitatea TV și Antena 3, am luat din ambele părți că sunt cu culori politice diferite, ni s-a recomandat să nu solicităm pentru prestațiile noastre sume mari de bani sau chestii de genul acesta. Noi o să facem o adresă către primăria și către Consiliul Local, doar pentru a acoperi cheltuielile de transport de benzină și pentru plata cameramanului, o sumă modică de, din punctul nostru de vedere, de 80 de euro pe lună, pentru care noi eliberăm în documentele fiscale televiziunea exclusiv din persoana juridică. Scopul principal și cu asta închei este de a promova localitățile în care noi suntem prezenți, de a le face mai cunoscute, mai ales că exclusiv TV România se adresează românilor de pretutindeni. Și foarte bine s-a semnalat la începutul discuției dumneavoastră, a ședinței de Consiliu Local, că mulți tineri și multe persoane au plecat în străinătate. Ori televiziunea exclusiv tocmai asta face, ținând legătura cu românii de pretutindeni, respectiv cu cei din Bogdănești pretutindeni. Am deschis în acest scop, având în vedere și vă mulțumim că ne-ați trimis informarea și invitația de a participa la această ședință. Pe Facebook veți vedea un grup pe care l-am deschis noi, se cheamă Exclusiv Bogdănești, așa cum este și pentru celălalt comune, Exclusiv Căiuț, Ștefan Fiu cel Mare și așa mai departe. În prima etapă, noi, în următoarele două zile, noi ne-am fixat în termene o regulă noastră a televiziunii, în 48 de ore, maxim 2-3 zile, în cazul de mai grele, să difuzăm integral ședințele de Consiliu Local. Noi nu ne propunem să scoatem din context anumite lucruri, le vom prezenta, ședința așa cum este, deci nimeni să nu se îngrijoreze că noi doar prezentăm pur și simplu aceste lucruri. Sigur, ne dorim să fim invitați la școală, pentru că am auzit lucruri foarte bune. Îl așteptăm pe domnul primar să ne cheme când pornește un proiect, când se realizează un proiect și așa mai departe. Suntem deschiși pentru opoziție, dacă au lucruri și inițiative, de ce nu. Încă o dată sper să fiu foarte bine înțeles că nu fac jocul nimănui, nu am niciun parte.